Bine v-am prieteni! Oare se pute lumea sau pur și simplu se pune un, o batistă mare peste țambalul global? Adică mă uit la următoarele date. Erdoan, președintele unei țări NATO, o țară care zgârie ușa de decenii, ușa Uniunii Europene. E adevărat că o politică volatilă, politică autoritară în țară, volatilă pe extern, dar Erdogan merge în Parlamentul turc și, în fața deputaților care urlau, ala Akbar, jos Israelul și tot felul de măscări, spune propoziția magică în capul lui, domnule, organizația Hamas nu este o organizație teroristă, ci este o organizație de eliberare. Duce o luptă de eliberare. Ciudat, nu? Foarte ciudat, având în vedere că există încă de ieri acel contrapied făcut de șeful ONU, Antonie Guterres, da? care vine și pune, într-un mod destul de ciudat, cel puțin așa la prima vedere, pe același plan un stat democratic, este vorba de Israel, și o organizație recunoscută ca fiind teroristă, da? Hamas. Acum, în mod evident, Parcă nu-ți vine să crezi că poate fi atât de volatilă politica externă a lui Erdogan, da? Și o să mă duc pe partea cealaltă. Lucru la care speri, chiar dacă nu-l crezi. Și asta e situația în care mă aflu eu acum. Mă gândesc că, având în vedere că ministrul de externe turc pleacă la o întâlnire mâine cu liderul Hamas, da? Mă gândesc că este un fel de. Captați-o benevolenție, e un fel de buzdugan al împăcării, sau nu știu cum să-i zic, dar dacă o fi buzduganul simbolul împăcării, trimis de Erdogan ca liderul Hamas să accepte să lase liberi încă niște ostateci. Asta ar fi desperat. Ar fi un joc extrem de, extrem de pe, pe muchia cuțitului făcut de Erdogan, pentru că, pur și simplu, Practic, a paralizat lumea occidentală, cel puțin în primul moment. Mă duc mai departe cu varianta optimistă. Am spus, nu cred foarte mult în ea, doar sper ea. Asta ca să nu avem discuții că fiate la Germania naive. Doar sper în ea. Da? Mă gândesc că tăcerea partenerilor din NATO, din lumea liberă, este un fel de um, să trecem cu vederea, pentru că Erdogan are de rezolvat problema. Of mă duc acum la partea pesimistă, în care cred, dar nu sper. Iarăși, ca să nu avem discuții, că, iară, naivul de German, Cheliosul de la Cluj, are tot felul de visări. Partea pesimistă este că Erdogan vrea și el să joace la un alt nivel uh, uh, jocul ăsta ciudat pe care îl joacă Orban-Victor cu Uniunea Europeană. El joacă cu NATO. Da? În scenariul ăsta pesimist. Erdogan da? vrea să joace cu NATO un joc destul de volatil. Pe de o parte, știe că nu poate fi dat afară din NATO, pe de altă parte, știe că este a doua forță din NATO sau a treia forță din NATO, că are o, are o geografie extrem, extrem de, 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 de ofertantă pentru partenerii NATO și atunci își permite să preia ceea ce el a visat încă de la începuturile lui de om politic, adică acel otomanism, acel imperialism ideologic, că până la urmă Imperiul Otoman nu se mai reface, dar o anumită forță de asta de ideologie cumva centrifugă, și dacă observați în NATO, Rusia este o forță centrifugă, își permite aproape orice, da, volatilități, mă gândesc că aici ar fi jocul lui. Am pomenit de Orban Victor în Uniunea Europeană. Orban Victor care a venit dintr-o dată, culmea, exact la, la, ceremonia aia de, nu știu cum să zic, la comemorarea Revoluției din 1956. Da, o să vă spun comemorare din respect pentru cei care au murit atunci. Bun. Și a spus, domnule, în timp ce Uniunea Sovietică era așa, ăștia sunt niște, eu butaforie, eu o... vai de capul lor, da? ăștia de la Bruxelles. Adică a mers dintr-o dată la o comparație pe care o făceau doar, cum să zic, cei mai, cei mai slabi la minte suveraniști. Cel puțin așa îi cunoaștem noi. Da, ăia care ziceau, apoi am scăpat de Moscova și am dat de Bruxelles. Ei bine, a primit astăzi un răspuns de la Joseph Borel, foarte, foarte uh, dur și foarte scurt și foarte ferm. În sensul că, dar nimeni nu ține Ungaria în Uniunea Europeană. Nu vă obligă nimeni să stați în un Uniunea Europeană. Orban Victor știe că și el poate întinde coarda cât poate, pentru că, în momentul în care este vorba de bănuți, de pens, de money, încep lucrurile să se așeze. Sigur că există o anumită tensiune, și mă duc cu paranteza mai departe, apropo de președinția Consiliului European, etc., 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 da? dar este foarte clar că există încă un punct slab în NATO, pe lângă Turcia. Dar Turcia, atenție! Turcia, Turcia face un fel de un pas înainte, doi pași înapoi, și după aia recuperează repede cu doi pași înainte și un pas înapoi. Da? Dacă ați observat, a stat cât a stat cu frâna de mână la acceptarea Suediei în NATO. Acum au dat verde turcii, da, mergem în Parlament, votați aderarea Suediei la NATO. Cine n-a avut nicio problemă cu Suedia la început? Nimeni. Inclusiv Ungaria a fost, da, sigur că da. În momentul în care Turcia a luat decizia să stopeze sau să frâneze aderarea. Suediei la NATO, s-a trezit și Ungaria și a spus, domnule, avem și noi niște probleme, că ăștia au vorbit despre noi. Acum Turcia spune da Suediei pentru NATO, în timp ce Siarto ieri a spus, nu, rămânem cum am stabilit, noi nu votăm da pentru Suedia. Adică se intră dintr-o dată într-un fel de. Eu nu știu cum să-i zic, dar seamănă, seamănă Turcia și Ungaria, încep să semene între ele, așa cum seamănă. Ăla mare, musculosul, și ăla mic, care e în spatele lui. Asta văd. Ca în desene animate sau ca în filmele de comedie, alea mai vechi, la care îl dai de tot felul de, 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 de pe acolo. Bun. Adică se întâmplă lucruri. Se întâmplă lucruri în Orientul apropiat, se întâmplă lucruri în NATO, se întâmplă lucruri în Uniunea Europeană. Practic, asistăm la un fel de, de fir roșu care pleacă de la Bruxelles, merge până la Washington, vine până la până la Ankara și de acolo până la uh, Ierusalim sau la Tel Aviv, funcție de unde vrei să capitalizezi imaginea uh, uh, Israelului. Mai mult decât atât. În seara asta, așa se, se anunță, da, pe X, pe fostul Twitter, că Netanyahu da, va ține un discurs în fața națiunii. Putem specula numai. La ora asta, nu știu cât e ceasul, dar oricum am întârziat, așa că V-am spus, fac o paranteză, încă o paranteză. Pentru o vreme sunt așa un pic mai strâmtorat cu timpul și dacă nu răspund la mesaje, să știți că uneori în parcări le citesc, nu pot scrie mai la stop, mai la așa mai departe. Da, trebuie să primiți scuzele mele. Putem specula. Probabil că Netanyahu va veni și va face un anunț despre, mă gândesc, despre temporizarea intrării în Gaza. De ce? Pentru că toate statele din jur, inclusiv statele democratice, sau în primul rând statele democratice, pun pe primul plan viața ostaticilor. Hamasul, ca orice terorist, profită de cel nevinovat. E posibil ca să se temporizeze și să se chiar cu riscul unor... unor deranjamente, hai să zicem, la nivelul înalt politic de la Tel Aviv, da? să se temporizeze uh, uh, acțiunea Israelului în Gaza, pe de o parte pentru viața ostaticilor și pe de altă parte până se restabilește cât de cât sau se solidifică cât de cât un echilibru geopolitic în regiune. Pentru că, dacă ați observat, ieri a apărut pe Twitter, pe fostul Twitter, pe X, o imagine cu trei teroriști care aveau, atenție, ședință. Aveau un summit al terorismului. Au dat și un comunicat, ca și cum ar fi o organizație validată de, de tot ce înseamnă instanță internațională. Era șeful Hamas, era șeful Hezbollah și era șeful jihadului palestinian-islamic. Oameni care nu s-ar da nici un pic în lături ca să omoare alți nevinovați și alți nevinovați. Oameni care își închipuie că toți cei care nu gândim cu ei, ca ei trebuie să avem gâtlejele tăiate. Asta ca să înțelegem mai bine că acolo este practic în Orientul Mijlociu o șerpărie. Pe de-o parte, Israelul, care este obligat să se apere și este obligat să apere pe termen lung, făcând pur și simplu praf și pulbere, adică executând tot ce înseamnă Hamas. Pe de altă parte, un total dezechilibru în regiune, un Iran care amenință uh, uh, toată stabilitatea, țări arabe și musulmane care, de la o vreme, dacă ați observat, de vreo trei zile, uh, tac, pentru că și-au dat seama că au căzut în capcana Hamasului, atunci când s-a povestit despre nu știu ce rachete, care zice că venea din Israel și au murit sute de oameni în spitalul ăla din Gaza, de fapt racheta trasă din Gaza de Hamas și au murit între 10 și 15 oameni. Că a căzut într-o parcare, nici măcar n-a spulberat o mașină, au ars câteva acolo. Bun. Și acum atac. O Turcie care ce joacă până acum? Joacă pe, un, pe, o, pe niște flăcări de comori. Asta văd eu. Poate fi un joc extrem, extrem de inteligent pentru uh, scăparea, pentru eliberarea staticelor, dar poate fi și un pas înainte în, spre ambițiile cele mari a lui Erdogan. Un Erdogan care are o frustrare imensă. Pe de o parte nu-i recunoscut ca un lider regional, da? el știe că doar geografia îl ține NATO și pe de altă parte este ținut de decenii la ușa Unii Europene, pe drept cuvânt, Turcia nefiind o democrație. Și pe de altă parte, o Uniune Europeană care încearcă să-și caute o anumită centralitate, un rol cât de cât important în toată ecuația asta, doar că, din când în când, cineva trage preșul, mă rog, preșuricii. că sunt preșuri mici prin Uniunea Europeană, de sub picioare. Și atunci, stăm într-o formulă pe care eu aș numi-o destul de, de instabilă, practic, toată lumea liberă. Este un fel de, uh, de stand-by. În care, stăm, în care suntem acum, așteptând să se întâmple ceva decisiv. Decisiv poate fi pace, decisiv pot fi negocieri, sau decisiv, așa cum ar trebui să fie de așteptat, ar trebui să însemne pur și simplu curățarea fâșiei Gaza de teroriști. Și asta o poate face doar Israelul. Când? Când totul în jur se, se liniștește, așteptând, într-un fel sau altul, rezolvarea unei probleme. Acum, dacă dai un foc aici, încă șapte focuri izbucnesc în altă parte. Dacă ai curățat terenul în jur, nu mai are nimic să ia foc și atunci poți să pui focul acolo, de exemplu, în tunelul alea în care stau o grămadă de nenorociți, vorbim despre teroriști. O seară bună!